Scații mai greșesc câteodată, cei drept pe meleagurile noastre ceva mai des. Vorbim, bineînțeles, de descinderile greșite, devenite o specialitate a forțelor speciale. Doar că, de multe ori, nu ei sunt vinovați. Astăzi, mascații chiar au fost la adresa scrisă corect în mandat. Doar că acolo, în locul fioroșilor cămătari, au dat peste o bătrânică mută de spaimă. Nu vă lăsați păcăliți de imaginea unei bunici ale cărei singure activități sunt serialele siropoase și nepoței. Doamna din imagini este un cămătar cu acte în regulă. Asta dacă ar fi să ne luăm după mandatul de percheziție în baza căruia mascații au descins în această dimineață. Eram în pat la 6 și jumătate și dormeam. Și m-am trezit cu deschide cât sparg ușa, dând cu picioarele în ușe în asta. Și când m-am uitat era la masca așa pe figură. Speriată, femeia a pus mâna pe telefon și a sunat la poliție. Doar că până să ajungă polițiștii, mascații au intrat în casă și au început să cotrobăie prin lucruri. Adică și după ce au intrat la dumneavoastră în casă, tot au făcut, deși era o neînțelegere, tot au făcut scandal. Păi, bineînțeles. Mi-au desfăcut și pomierele de baraua pe colo, în bucătărie, în baie, au intrat suite, tot. V-au amenințat cu arma, doamnă? Cu arma în mână, a stat îndreptată spre mine, mi-au spus că mă leagă. Bătrâna locuiește acolo de mai bine de 30 de ani. Spune că nu are cunoștințe dubioase, ba chiar întotdeauna a respectat legea și nu i s-a întâmplat niciodată așa ceva. Doar că, printr-un viciu al sorții, procurorii doljeni au decis că acolo se ascunde un cămătar periculos. Nu au greșit nicio adresă. Exista o autorizație de percheziție emisă de Tribunalul Dolj pe acel spațiu. În cele din urmă, mascații și-au dat seama că bătrâna nu este persoana pe care o caută. Au plecat așa cum au venit. Bătrâna este decisă să își caute dreptatea în instanță.